Bună ziua din nou, dragii noștri cititori Herald, împreună, iată, la un nou episod, o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Regăsirea copilului interior, Calea către un sine autentic, o campanie frumoasă în care am vorbit despre traumele din copilărie, despre tipare relaționale, funcționale, versus cele disfuncționale, despre patternuri răni emoționale, chiar și despre dependențe, despre adicții, despre stiluri de atașament. Astăzi este alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut, instructor Aware Parenting, și vom vorbi pe marginea unei cărți pe care o recomandăm cu drag din portofoliul editurii Herald, carte care de altfel se află în această campanie, Regăsirea copilului interior. Multe cărți pe care le găsiți pe site-ul editurii în cadrul acestei campanii. Este vorba despre Jocul atașamentului de Aleta Solter, o carte din colecția Parentaj a editurii Herald. Aș începe discuția noastră pornind cumva și de la titlul acestei cărți. În colecția Parenting sunt multe cărți de Aleta Solter. Ce înseamnă de fapt acest joc al atașamentului și cât de important este stilul de atașament pe care noi îl dezvoltăm în relațiile cu părinții noștri? Știm foarte bine, pornind de la teoria lui John Bowlby, sunt cele patru stiluri de atașament pe care le știm foarte bine: stilul organizat, securizant atunci când avem parte de niște părinți foarte implicați, și mai ales aici vorbim despre figura mamei, despre figura maternă. Apoi stilurile anxios, în momentul în care dezvoltăm, să spunem, anumite răni emoționale, mai ales în relațiile noastre de cuplu, cum ar fi teama de abandon, rana de abandon sau de umilință sau de nedreptate, stilul evitant, și asta se regăsește probabil sau probabil mai mult ca sigur și în relațiile pe care noi le avem ca adulți cu cei din jurul nostru, cu cei dragi, și bineînțeles stilul dezorganizat sau destructurant, care este din păcate cel mai grav când avem parte de părinți care nu se implică deloc în creșterea și educația copilului. Aș începe, Iulia, discuția pornind de la ceea ce înseamnă stilul de atașament și cât de important este el și cumva acest stil de atașament cum se răsfrânge în relațiile noastre, în tipurile comportamentale cu cei din jur. Mă bucur că mă întrebi, mulțumesc. Sigur că deja stilul de atașament și teoriile despre atașament au devenit foarte populare și oamenii încearcă din ce în ce mai mult să-și înțeleagă dificultățile din relațiile cu ceilalți, încercând să înțeleagă stilurile proprii de atașament și stilurile celor cu care intră în relație. E important să știm ce este acest stil de atașament. De fapt, este un nume, o etichetă pe care o punem relației noastre cu lumea. Pentru că de atunci de când suntem copii mici, bebeluși, ne formăm o impresie despre lume, pornind de la relația pe care o avem cu îngrijitorul principal. De obicei, mama. Bebelușul nu are un sistem psihic atât de dezvoltat încât să înțeleagă că părinții lui au probleme, treburi, poate alți copii sau sunt bolnavi sau lucruri de genul acesta, astfel încât gradul de disponibilitate al mamei sau al persoanei care se ocupă cel mai mult de copil îl va învăța implicit pe bebeluș dacă lumea este un loc prietenos în care te poți simți în siguranță și nu există foarte multe motive de îngrijorare sau de stres sau de suferință, sau dacă, dimpotrivă, lumea este un loc ostil, un loc unde ești ignorat sau chiar
tratat rău, lovit, să țipă la tine sau lucruri de acest gen. Criticat, etichetat. Deci, cumva, în funcție de cât de mult reușește mama să fie, să vină în întâmpinarea nevoilor bebelușului ei. Asta înseamnă și să înțeleagă nevoile bebelușului, pentru că nu e foarte ușor să înțelegi ce vrea un copil mic. Trebuie să îl observi cu atenție și să ai suficientă empatie încât să înțelegi ce dorește el. Când plânge, când este indispus, uneori vrea să mănânce, alteori vrea să fie atins, alteori vrea să fie stimulat, să fie ridicat din locul în care este și plimbat astfel încât să vadă lumea din jur și nu doar tavanul. Sunt foarte multe nevoi pe care un bebeluș le poate avea și în funcție de cât de mult înțelege mama vocabularul non-verbal al copilului și cât de rapid îi răspunde, copilul își va face o părere despre lume, cum am spus mai devreme. Și această părere despre lumea a noastră de bebeluși se traduce mai târziu prin stilul de atașament. Mai explicit, cum ai spus și tu, dacă copilul este bine îngrijit și se răspunde nevoilor într-un interval rezonabil, deci nu trebuie neapărat ca o mamă să fie 100% prezentă lângă bebeluș zi și noapte, dar dacă îi răspunde nevoilor într-un interval rezonabil pentru bebeluș, asta bineînțeles că depinde de vârsta bebelușului, mai repede când e foarte mic și nu foarte târziu când începe să crească, și de suficiente ori, copilul dezvoltă această încredere în lumea exterioară și acest sentiment de siguranță și va învăța că lumea e un loc prietenos, un loc unde ești bine primit și mai târziu acea persoană va avea încredere în oameni, va ști să spună ce își dorește pentru că va avea încredere că este ascultată, va ști să dea un feedback atunci când nu-i place ceva într-un mod asertiv, astfel încât celălalt să înțeleagă și fără să-i fie frică că va fi persecutat, să zicem, pentru că spune ce nu-i convine. Acesta este un caz ideal și, din fericire, din ce în ce mai mulți părinți înțeleg cât de important este să răspunzi nevoilor copilului încă din prima zi de viață și cred, eu sper, că generațiile viitoare vor avea mai multe aptitudini și vor fi mai sănătoase atunci când vine vorba de relațiile cu ceilalți. Ce s-a întâmplat cu majoritatea adulților de astăzi care au fost copii acum 30-40 de ani, 50 și așa mai departe, este că ei au fost crescuți după niște reguli foarte stricte, ne luați în brațe, hrăniți odată la 3 ore. Deci, practic, nevoile lor nu au fost întâmpinate de părinți, pentru că așa erau teoriile la momentul respectiv. Din păcate, aceste teorii încă mai circulă și azi, că nu e bine să te ocupi prea mult de bebeluș, că se învață răsfățat și așa mai departe. Niște preconcepții și niște păreri, practic, bazate pe lipsa de cunoaștere despre psihologia copilului. Nu e bine, nu e bine decât să-l pupi în somn. Da, mai au zis și chestia asta, ca să nu îi arăți, cum ai spus tu, să nu-l considerând că prin îmbrățișare sau prin pupat ar fi o formă de răsfăț. Și mă gândeam că poate la baza acestui comportament parental, să spunem, acestui tipar parental, oare stă cumva și lipsa de nu aș duce chiar neapărat în lipsa de educație, deși este și o formă de lipsă de educație, dar lipsa de informație a părinților. Faptul că în urmă cu 40 de ani mămicile creșteau copii așa, cam să luau una după alta, cam ce i-ai dat să mănânce, mai întreba medicul din când în când, dar ce i-ai făcut și așa mai departe. Acum, într-adevăr, când parentingul de cel puțin 20 de ani încoace și mai ales în România a luat așa un avânt,
Părinții au acces la multe informații. Uite, vorbim despre cărți. Și în timp ce te ascultam pe tine, dincolo de această carte superbă, Jocul Atașamentului, bineînțeles, m-a dus gândul la o altă carte frumoasă, Bebelușul meu înțelege tot. Da, faptul că bebelușul are nevoie nu doar de hrană și de alte lucruri, să-i schimbi scutecele și așa mai departe, deci nevoile bazice, ci și de nevoile emoționale. Și probabil că problema aceasta a nevoilor, a satisface nevoilor emoționale, este de fapt o problemă și părinții încet, încet învață să pună accentul și pe aceste nevoi. Adică dacă în urmă cu 40 de ani părinții nu știau ce este aceea empatie, habar n-aveau, pentru că este un termen relativ nou, venit din literatura de specialitate, acum înțeleg ce înseamnă să fii empatic și plin de compasiune și înțelegere față de copil. Aș lansa ideea interesantă, apropo de discuția noastră, și a faptului că unii părinți, mai ales cei tineri, în ultimii 10 ani, să spunem, au trecut într-o altă extremă. Într-o altă extremă care este cumva taxată în Occident, că există termenul de anti-parenting, da? Și venit cumva mai mult din zona aceasta religioasă, cum că, vezi, în trecut, în urmă cu 40 de ani, erau și lucruri bune care puteau fi luate din educația copilului. Și dincolo de partea aceasta de abuz emoțional, nici măcar nu o mai luăm în discuție, sau abuz verbal, sau etichetări, sau violență. Da? Dar era altceva. Și acum părintele probabil că a devenit excesiv, spun eu, de grijuliu, în a nu cumva să traumatizeze în cel mai mic mod copilul. Și mă gândesc că nu e tocmai un lucru sănătos, că până la urmă tot un echilibru, adică luăm din trecut ce considerăm că este bun, ce am învățat de la părinții noștri și ne aducem foarte bine aminte, chiar dacă stăteam cu cheia de gât, chiar dacă nu vorbeam într-una la telefon și părintele nu ne controla din jumătate în jumătate de oră cu telefonul ce faci, unde ești, dacă ai ajuns acasă, probabil că exista o mai mare, să spunem, autonomie, o mai mare libertate, o mai mare independență și cumva asta îl ajută pe copil în dezvoltarea lui ulterioară, armonioasă ca adult. Sigur că da. Principiile de parenting și cărțile de parenting care sunt publicate cel puțin la Herald nu propovăduiesc răsfățarea copilului sau absența totală a disciplinei și a fermității sau un mod de a-ți crește copilul în care să nu-ți exerciți autoritatea față de copil. Deci asta nu... Teoria este completă cumva și ne-ar putea ajuta să creștem copiii într-un mod rezonabil și să-i ajutăm să se dezvolte. Ce se întâmplă de fapt este că noi ca părinți avem multe probleme nerezolvate cu care am rămas din cauza problemelor de atașament, a abuzurilor la care am fost supuși și de multe ori încercăm să le oferim copiilor noștri ceea ce nouă ne-a lipsit, deși ceea ce ne-a lipsit nouă ne trebuie nouă, nu copiilor noștri. Deci cumva problema nu este cu ideea de parenting sau cu modelul de parenting sau cu cărțile de parenting, ci cu felul subiectiv în care părinții înțeleg să aplice aceste principii sau selectează din cărți doar ce le place sau ce le este ușor, respectiv să aibă grijă să nu traumatizeze copiii, să nu-i bată, să nu-i maltrateze, să nu-i pedepsească și nu observă sau devin orbi cumva din motive inconștiente, tot psihologice, vis-a-vis de faptul că este important ca părinți să fim și fermi, să punem anumite limite, să responsabilizăm copiii, cumva să-i ajutăm să poată să trăiască autonom cât mai devreme în viață, gen la 18 ani să fie capabil să aibă grijă de ei pe de-a întregul, aproape. Dar cumva ce se întâmplă în multe cazuri este că părinții au o anumită nostalgie, o nostalgie vis-a-vis de relația părinte-copil ideală pe care și-ar fi dorit-o.
și vor neapărat să trăiască asta în act, în relație cu copilul propriu sau cu copiii proprii, să fie părinții buni pe care ei nu i-au avut, să aibă relația perfectă cu copilul. Și atunci nu au curajul sau nu au o motivație destul de puternică să frustreze copilul. Pentru că atunci când îți frustrezi copilul, când îi pui o limită, practic, sau îl responsabilizezi, sau îl pui în fața consecințelor faptelor lui, negative, să zicem, sigur că copilul nu se bucură și îți spune că ești un părinte rău sau, mă rog, în orice caz, nu te validează ca părinte. Dar noi nu ar trebui să așteptăm validare din partea copiilor noștri. Noi ar trebui să ne facem treaba de părinți. Deci, într-adevăr, sunt de acord cu ce ai spus tu. Se exagerează foarte mult pe ideea de a nu traumatiza copilul și se pierde din vedere aspectul disciplinei, care, bineînțeles, nu trebuie să fie făcută pe bază de teroare, frică și bătăi și, nu știu, tot felul de umilințe și abuzuri, dar poate fi făcută printr-o atitudine fermă și printr-o anumită consecvență a părinților, care și asta, din păcate, lipsește acum. Că zic că dacă nu faci nu știu ce, o să suferi consecințele și, de fapt, când se întâmplă lucrul respectiv, nu apare nicio consecință. Și asta este foarte dăunător pentru copiii care trăiesc, până la urmă, cu impresia că totul e permis, că li se cuvine orice, că părinții sunt un fel de sclavi ai lor care trebuie să le satisfacă toate dorințele și așa mai departe. Și rezultatul final nu este cel pe care ni-l dorim. Adică ajungem, de fapt, să creștem tot niște copii cu anumite traume, dacă putem să le spunem așa, relaționale, dar de altă natură decât cele pe care le-am suferit noi. Lipsa fermității și a limitelor creează probleme psihologice destul asta, de serioase. Chiar asta vreau să te întreb, cât de importante sunt limitele și granițele sănătoase în relația părinte-copil, făcând două referiri. Una, cu ceva timp în urmă, circula pe o rețea de socializare o glumă interesantă, mi-a atras atenția. Pe tine ce psiholog te-a tratat în copilărie? Și acolo era prezentat într-un desen, într-o caricatură, o mătură, un papuc, o curea, da? Ce apuca, ce lua la mână mama, să zicem, atunci când nu făceai ce spune ea, sau când făceai vreo boacănă. Și prin extensie, mă gândesc că, revenind la ideea de copil interior, noi reacționăm față de copiii noștri, de fapt nu reacționează adultul. În momentul în care avem tendința, imboldul, de a țipa, de a-l eticheta sau apostrofa, chiar de a-l critica și de a nu-l încuraja, sau alte forme, să spunem, ușoare, hai să zicem, ușoare de abuz, când noi ne înfuriem pe copii, de fapt, acolo vorbește copilul nostru interior, da? Fetița, în cazul mamei, fetița rănită care a avut ce a avut ea în copilărie, da? În relația cu părinții, sau băiețelul la fel furios care a fost neîndreptățit sau, eu știu, a fost criticat sau altceva. Posibil. Sau ne mai putem uita la situație și ca părintele interior care vorbește în momentele alea. Adică noi interiorizăm figurile părinților noștri și în momente de stres, când autocontrolul scade, aceste figuri parentale internalizate, interiorizate, ies la suprafață cumva și practic ne comportăm precum o făceau și părinții noștri, pentru că e un exemplu foarte puternic pe care îl avem. Sau putem să ne irităm foarte tare și să ne înfuriem pe copiii noștri atunci când ei se comportă într-o manieră identică sau foarte asemănătoare cu modul în care noi ne comportam când eram mici și părinții nu ne tolerau, nu ne puteau suporta și ne erau iritați la rândul lor. Adică cumva atunci când propriul nostru copil interior se întâlnește cu copilul exterior, cu copilul real
și e vorba de o situație care în propria noastră copilărie nu a fost conținută, cum spunem noi, nu a fost tolerată, nu a fost digerată de părinți, ci a fost sancționată, atunci și noi suntem tentați din punct de vedere al inconștientului, cumva, să reacționăm în același fel sancționând acea instanță a copilului interior cu care nu suntem în contact, pe care nu o putem primi în sufletul nostru pe de-a întregul, pentru că nu a fost primită de părinți. Revenind la relațiile de atașament, e foarte important pentru un copil de-a lungul copilării, de-a lungul vârstelor, fiecare vârste, să fie acceptat de părinții lui așa cum este. Adică toate comportamentele, chiar dacă poate nu sunt tolerate neapărat, să fie acceptate ca făcând parte din ființa respectivă. Să fie ok, copiii, normal știm, nu sunt cuminți, sunt obraznici, au tot felul de faze, stăvălesc pe jos. Toate lucrurile astea fac parte din psihologia vârstelor. E important pentru fiecare copil și pentru fiecare părinte ca aceste manifestări neplăcute să fie acceptate. Chiar dacă nu sunt neapărat și tolerate, în sensul că dacă copilul se comportă într-un fel care este deranjant, ideal pentru noi ca părinți este să înțelegem că e un comportament firesc pentru vârsta respectivă sau pentru situația frustrantă respectivă, dar în același timp să-i spunem copilului că ok, te înțeleg că nu-ți convine nu știu ce sau că văd că nu-ți e bine, dar nu poți să te comporți așa. Comportamentul nu este acceptabil în anumite situații, în public, nu știu, depinde de situație. Și atunci copilul cumva este și ajutat să-și modeleze ușor-ușor comportamentul, dar nici nu este făcut să se simtă nedorit. Pentru că de multe ori atunci când ne supărăm pe copii și zicem vreo două sau, mă rog, cum era pe vremuri, îi primeau și poate vreo atenționare fizică, copilul nu se simte normal înțeles. Se simte că și-a dezamăgit părintele și că nu este așa cum părintele și-a dorit sau că e ceva în neregulă cu el. Și acest copil și el se interiorizează cumva în psihicul nostru și rămâne undeva o zonă în psihicul adult ulterior neacceptată. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre stiluri de atașament, despre traume, despre copilul interior, pornind de la recomandarea de carte a editurii Herald, Jocul atașamentului de Aleta Solter în colecția Parentaj, o carte care face parte din campania Regăsirea copilului interior, calea către un sine autentic. Vă invităm pe site-ul editurii pentru a vedea toate titlurile din colecția Pasândoi, din colecția Parenting, din colecția Psihopractica sau Psihoterapia pe subiectul recomandat de noi, regăsirea copilului interior. Deci Jocul atașamentului Aleta Solter în colecția Parentaj, a fost alături de noi Iulia Fiordeanu, instructor Aware Parenting, psihoterapeut. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile foarte utile. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!